Noi, deocamdată, am beneficiat de, între ghilimele, de schimbările virusului datorită multiplicării lui masive. Dar e posibil în curând să beneficiem de aceste schimbări urmare a presiunii puse de vaccin. Deci există teoria științifică care demonstrează că vaccinarea în pandemie, așa cum au spus profesorii, atenție, nu o spun eu, nu o spui nici tu, sunt primii care au atenționat, că vaccinarea în pandemie poate produce mutații ale virusului. Deci stă în picioare această teorie științifică. Nu este o chestiune care au aruncat-o unii așa pe piață. Nu, și stă și asta stă în picioare și stă în picioare și avem deja, să zic, un prim indiciu. În țările acestea care s-au vaccinat peste măsură, aș zice, copiii care nu au fost vaccinați par acum o țintă care inițial nu era a virusului. Deci, pentru că populația adultă a fost vaccinată, virusul s-a refugiat, începe să se refugieze la grupe de vârstă care nu au fost vaccinate și care inițial nu făceau obiectul infecției. Corect. Și produc eventual mutații în noile organisme gazdă. În orice ocazie a virusului de a se multiplica, este o ocazie de a suferi mutații de orice fel. Și sigur că alea care creează avantaj competitiv vor merge mai departe.